Astăzi o să vorbim un pic despre cum putem să combatem efectele statului la birou. Dar înainte de asta vreau să ne gândim că de-a lungul evoluției noastre ca specie, noi am fost destul de activi. Și corpul nostru, într-adevăr, este o mașină care se poate adapta în orice, în aproape orice mediu înconjurător. La fel se poate adapta, din păcate, și atunci când petrecem foarte mult timp la birou, el se adaptează într-o poziție nenaturală. Statul îndelungat la birou pentru multe ore pe zi, multe zile în continuu, multe luni și mulți ani în continuu, cauzează niște adaptări în corpul nostru care nu sunt deloc sănătoase pentru noi. Asta, în linii mari, înseamnă că mușchii din partea din față a corpului se vor scurta, iar mușchii din partea din spate a corpului se vor întinde sau se vor alungi. O să vă arăt astăzi câteva exerciții pe care le puteți face atunci când luați o pauză de la birou și chiar ar fi recomandat să vă luați cât mai multe pauze scurte în care să reușiți să întindeți anumiți mușchi. Prima dată vrem să ne gândim la mâinile noastre care petrec tot timpul pe birou sau la calculator. Ele au fost făcute pentru mișcări mult mai complexe, cum ar fi aruncatul sau căratul și ridicarea de obiecte grele de la sol. Iar acum le folosim doar la mouse și la tastatură. Așa că, în momentul în care vă luați o pauză de la birou, vreau să întindeți un pic articulația mâinii. Brațul trebuie să fie întins. Aplicați o presiune ușoară deasupra mâinii voastre, dar nu atât cât să nu puteți să suportați durerea. Apoi mențineți 30 de secunde, nu știu dacă am zis, 30 de secunde mențineți în prima poziție și 30 de secunde în cea de-a doua poziție. Odată ce ați finalizat cu mâinile, găsiți un perete sau un stâlp de rezistență, dacă aveți așa un spațiu deschis de la birou, și încercați să întindeți mușchii din partea din față a articulației umărului, și anume pectoral, deltoizi, astfel încât să combateți mișcarea pe care, sau poziția statică pe care voi o aveți la birou, neschimbată atât de multe ore pe zi. Odată ce am finalizat și cu aceste articulații destul de importante ale noastre, vrem să întindem mușchii din partea din fața articulației șoldului. Trebuie să vă sprijiniți de un perete și să încercați să prindeți vârful piciorului la spate, astfel încât să creați o tensiune în zona asta. Vrem să combatem efectele statului cu genunchii flexați la birou, așezați, atunci când mușchii de la articulația șoldului se vor scurta. Vrem să combatem asta și atunci prindem vârful piciorului la spate și întindem, lucrăm exact opusul a poziției pe care noi o avem zilnic la birou. Vă recomand să vă luați la fiecare oră de stat la birou măcar 5 minute de pauză în care să faceți un pic de gimnastică și să vă întindeți, iar în felul ăsta mai ameliorați și mai combateți efectele statului la birou pentru foarte mult timp. Nu uitați, totul pornește de la un gând și spor la treabă să aveți!